Ceaiul de ceapă, nuci și cimbru este eficient în orice fel de tuse și nu numai. Calmează tusea și este foarte bun expectorant. Se recomandă în gripe și răceli, în tusea productivă sau seacă. Întărește organismul datorită mierii de albine. Sirop de ceapă cu nuci și cimbru. Este un leac din farmacia naturii și este păcat să nu profităm de darul oferit. Ingrediente: 5 cepe galbene normale, 5 nuci între sau coși de nucă, o crenguță de cimbru sau 2 lingurițe de cimbru, 3 linguri de miere polifloră, 750 ml de apă. Mod de preparare: ceapa cu tot cu coajă se spală și se zdrobește sau se taie felii. Nucile se spală și se spar, dar nu de tot. Să rămână aproape întregi. Într-o crăticioară capac se pun la fiert ceapa și nucile și se fierb la foc mic 30 de minute. Siropul de ceapă preparat cu tot cu coajă are o culoare gălbui închis, spre roșu, și este mult mai eficient decât cel preparat fără coajă sau decât cu ceai de ceapă. După 30 de minute se adaugă crenguța de cimbru, se ia de pe foc și se păstrează acoperit. După 15 minute siropul este gata, se strecoară, iar când este călduț se adaugă mierea de albine și se amestecă până când mierea este topită. Mierea nu se amestecă cu ceaiul când este fierbinte, pentru că mai multe din proprietățile mierii de albine se vor pierde și nu este nici prea sănătoasă încălzită la temperaturi mai înalte. Este bine să folosim o miere de albine naturală, cumpărată direct de la apicultori. O miere de albine naturală se zaharisește. Siropul calmează mâncărimea și usturimea din gât. Relatează sărbătorii alături de tine.ro.